Granița maritimă a României este mai sigură începând de astăzi, cel puțin în ceea ce privește numărul migranților ilegali. 5 șalupe noi de mare viteză au intrat în dotarea gărzii de coastă. Astfel s-a mărit numărul navelor rapide capabile să intercepteze orice intrus în apele teritoriale ale țării noastre. Avem drone deasupra Mării Negre, nave de luptă ale gărzii de coastă și sisteme de telemetrie radar care bat 150 de kilometri în larg. România se pregătește să-și apere țărmul mării în cazul unui val de refugiați de război. Cinci vedete rapide noi au plecat astăzi în patrulare pe granița maritimă care se întinde la 24 de kilometri în largul mării. Navele au fost dotate cu cele mai noi sisteme electronice capabile să afișeze pe ecrane de comandă orice barcă suspectă de trecerea frontierei. Aici avem pupitul de navigație, unde avem o hartă electronică ce surprinde absolut orice mișcare și orice teren și partea de navigație din jurul navei. Aici avem partea de timonerie, în care avem odată timona de control, partea de navigație, ce este surprinsă și acolo, se află pe ambele display-uri, și partea de comandă a motoarelor și a jeturilor în zona respectivă. Garda de coastă a primit cele mai rapide nave pentru patrulare, capabile să stea în larg cât mai mult timp fără alimentare cu motorină. Vor fi utilizate de către personalul gărzii de coastă pentru supravegherea zonei de competență de la Marea Neagră, ceea ce înseamnă acoperirea unui spațiu maritim de circa 20.000 de kilometri pătrați. În acest moment, România are la frontieră 10 de nave maritime de supraveghere, patrulare, intervenție, șalupe și ambarcațiuni, nave logistice și drone militare. Garda de coastă nu mai acționează fără suport aerian de ultimă generație. Dronele militare trimise la Constanța și Mangalia zboară în fiecare zi timp de 10 ore și supraveghează frontiera României. Toate aceste echipamente, toate aceste șalupe, nave, alături de dotările pe care garda de coastă le are și nu puține, alături de sistemul de tip dronă, contribuie la limitarea acestui fenomen migraționist. Garda de coastă se pregătește pentru cel mai complicat scenariu, acel al conflictului armat care ar putea genera un val de migranți refugiați din calea luptelor. Și Organizația Internațională pentru Migrație avertizează asupra fenomenului. Oficialii europeni știu că rețelele de contrabandiști testează o nouă rută prin Marea Neagră și România. Au mai încercat și în trecut. Ruta Balcanilor de Vest, anul trecut, a fost accesată de peste 90.000 de migranți. Știți foarte bine că aproape 15.000 dintre aceștia au reușit să intre în România, restul de 75.000 fiind opriți la frontieră. Anul acesta toți ochii Europei sunt pe România.